Un bărbat de 24 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiști și este suspectat de comiterea mai multor escrocherii. Individul folosea așa zisa metodă rudă implicată în accident. El suna diferiți oameni și mințea că o rudă de-a lor ar fi implicată într-un accident rutier și are nevoie urgent de bani ca să scape de justiție. Escrocul făcea parte dintr-o adevărată rețea cu ramificații internaționale. El strângea banii și trimitea capului grupării aflat peste hotarele țării. Autorii autorității le-au reținut și alți patru complici, două femei și doi bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 55 de ani. La percheziții s-au găsit aproape 3 milioane de lei. Suspecții au fost arestați și riscă până la 7 ani de închisoare. Doar în prima jumătate a acestui an, oamenii legii au documentat aproape 60 astfel de escrocherii, iar suma prejudiciului este de peste 7 milioane de lei.